Aș dori ca să fim plini de bucurie. Ajută-ne, Doamne. Domnul prezent în mijlocul nostru. Înainte ca să intrăm în actul Sfintei Împărtășiri, aș dori să citesc câteva versete din Scriptură. Evrei, capitolul 10, început de la versetul 19. Astfel, da, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin deala din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, aici cuvântul Domnului ne spune cum să ne apropiem. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Slavă Lui! Acum, sigur că unii se întreabă, Doamne, oare eu astăzi pot să mă împărtășesc? Cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel spunea fiecare să se cerceteze și așa să mănânce. După înțelegerea mea, dacă te-ai cercetat, dacă te-ai verificat înaintea lui Dumnezeu și dacă nu sunt păcate care te opresc ca să nu te împărtășești, eu îți spun, împărtășește-te. Asta nu e o soluție. Dacă te-ai cercetat și în continuare stai liniștit și nu te împărtășești, că nu te simți în stare, nu te simți capabil sau nu te simți vrednic pentru a sta la masă cu Domnul. Cine ne dă nouă vrednicia? Ne-o dă Domnul Iisus. Dacă aș întreba, cine poate să spună astăzi că e vrednic ca să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului? Eu cred că vină se găsește la fiecare din noi. Doresc ca Domnul să dea îndurare, ca Domnul să dea har, și așa cum am citit cuvântul Domnului, să ne apropiem de El cu inimă curată, cu credință deplină. Să ne apropiem de Domnul cu inima noastră curată, cu ochii noștri deschiși spre Domnul și să-i spunem Domnului, Doamne, Tu ești vrednic. Aleluia. Tu ești Cel ce poți să ne dai vrednicia să stăm la masă cu Tine. Asta nu înseamnă că dezleg și pe cei care sunt puși sub disciplină din anumite motive și sunt legați ca să nu se poată împărtăși. Vorbesc pentru cei care stau la răscruce de drum și nu știu ce să facă. Dacă ești aici, caută ca să te arunci în brațele Domnului. Amin, Doamne. Și să-i spui, Doamne, Tu ești Cel ce mă poți să mă faci vrednic ca să mă pot apropia de Tine. Amin. Fără Domnul, dacă Domnul nu ne ajută, noi nu putem să facem nimic. Dar cu Domnul avem biruință. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Un cuvânt din Scriptură care mult mă face ca să mă gândesc la acest cuvânt, când se duce Balaam și rostește prorocia în dreptul lui Israel și Balaam spunea că nu se găsește nici o fără de lege în Iacob, în Israel. Nu erau atunci lucruri care îl descalifica pe Israel înaintea Domnului. De câte ori până în momentul acela, Dumnezeu i-a zis lui Moise, Moise, dă-te la o parte, că-l nimicesc. Și că Dumnezeu vrea să se judece cu Iacob.
Dacă Dumnezeu aleluia. Privește cu dragoste aleluia, spre noi, aleluia, aleluia. Când Dumnezeu privește spre noi prin Hristos, când Dumnezeu privește prin dragostea Lui, aleluia. Nu este păcat, că El iartă, aleluia, El revindecă și El lucrează în viața noastră. Îi mulțumim Domnului. Slavă, acum vă invit să vă ridicați. Doamne, ce viață!